app este locul. 20 de minute de acum încolo o să aveți ce să vedeți și o să vă placă foarte tare. Vizionare plăcută! Intrăm în amănunte cu și anume managerul locației, iată-l aici lângă mine, care îi zic salut și pe care le întreb și cum se cheamă. Cristi Linca mă numesc. Cristi. Cristi. Bun. Hai să vorbim despre ceea ce voi ați gândit și ați înfăptuit în același timp, ceea ce noi iată vedem astăzi aici și să și punctăm unde. Ne aflăm în piața Dorobanți. Spre surprinderea tuturor, dacă e să mă întreb, inclusiv pentru mine a fost o surpriză. Unde? În piața Dorobanți? Păi zic, nu e piață, nu, că nu mai e piață. E deja un spațiu foarte interesant. Mai există aici, colo, așa, câte o tarabă, două, care să-ți mai cumva aducă aminte de fosta piață Dorobanți. Printre cei care, să zic, se află deja în incinta pieței cu spații asemănătoare vouă, unde se și papă bine, sunteți voi. Steak Up. Da, ne-am orientat pe partea de carne. Cărniță de toate soiurile? De toate soiurile, mai puțin pui. Provăm mai mult partea de vită. Pur și simplu aici și vezi ce se întâmplă. Și mănânci bine? Vezi mâncarea. Asta, adică asta cu ideea de ajustare, ce înseamnă? Cât să pună, cum să pună, cum să... Da, poate vrei mai multă sare, poate vrei cu un anumit sos, poate... Adică poți să interacționezi cu șef bucătarul? Oricum o să stăm de vorbă și cu el, imediat după ce termin cu Cristi, ca să vedem și ceea ce ei fac acolo în bucătărie, ceea ce de altfel ați și văzut, câteva cadre surprinse, desigur, de colegul meu, Dănuț Vasilcin. Principiul pe care ați mers, asta e foarte interesant, un loc extrem de open, ți-am zis, pe mine unul m-a speriat cât de deschis e locul ăsta, cât de la vedere este. Păi asta e totul. Deci, faptul că tu vezi ce mănânci, vezi ce se întâmplă și nu ai niciun fel de reținere, pur și simplu ești liber. Cine-s spatele tău? Cine-s oamenii care au pornit toată minunăția asta de poveste?
Sunt Gabi și Cristi. Da. Alt Cristi și încă un Gabi. Se completează reciproc. Și-a făcut super treabă. Da, au amândoi vor, au imaginație. După cum te uiți, foarte frumos amenajat. Copy-paste aici, sunt practic ideile lor. Deci de amenajare, amenajarea le aparține. Da, da. Ca designer, ca să zic așa. Da. Oameni cu idei frumoase și iată idei de altfel puse în practică. Și vin și te întreb, pe finalul discuției noastre o să avem două povești, adică o dată cu Cristi ca și manager, iar finalul prezentării de aici de la Steak Up o să-l facem chiar cu șef bucătarul lor și care o să ne povestească cam ce înseamnă bucătăria de la Steak Up. Pe final, te întreb, povestea asta, ideea pe care ați, iată, inaugurat-o aici în piața Dorobani, o veți duce și în alte zone ale Bucureștiului sau și în alte zone din țară? Pentru zona Piața Alba Iulia. Decebal Piața Alba Iulia. Da, da, da. Decebal. Iar e o zonă foarte bună, foarte bătută și foarte frecventată. Cam atât pe anul ăsta. Și ieșim din București cu ideea sau nu? O să ieșim, cred că la... Înspre? Spre mare, bineînțeles. Toată lumea la Litorel, la Constanția și la Amamaia. Bun, Cristi, te las. Finalul o să-l fac cu șef bucătarul, după care cum îl cheamă, ca să-l surprind, că Mihai, ca să Mihai, bun, ca să șef Mihai, ca să-l surprind. Ce faci, bă, Mihai? Hai că te știu, nu te știu eu pe tine, n-am auzit eu de tine. Bun, Cristi, mersi mult, multă baftă, țineți-o tot așa, faceți o treabă minunată și mi-aș dori la cât mai multe locații, iată cum este Steak Up-ul de aici, din piața Dorobanți. Bravo! Mulțumim! Vorbim despre ce înseamnă linia pe care mergeți aici la Steak Up, că tot vine să nu știu de ce sunt împit și o țin langa cu house-ul. Nu, că e Steak Up. Carne, carne, dar cu influențe. Cu influențe pentru că la noi în România trebuie să educăm oarecum oamenii să mănânce. Și am venit cu influențe franțuzești, am venit cu influențe de afară, tocmai pentru a le da posibilitatea de a gusta mai multe tipuri de preparate. Nu numai carne, nu numai cartofi prăjiți, ci... Și la cartofi prăjiți e o inginerie întreagă, să hidratezi cartoful după ce îl prăjești, îl bagi de două ori în baia de ulei, deci am aflat detalii. Foarte tare! E mult mai sănătos. Cartoful prăjit normal absorbe foarte mult ulei și conține foarte mult colesterol, atunci dacă îl deshidratezi, îl lasă să se usuce și după aceea doar hidratat, nu apucă să ia ulei în compoziția lui și atunci e mult mai ok. Double fried chips. Bun. Am vorbit inclusiv de vită japoneză. Ai vită japoneză? Din păcate, în momentul de față nu, pentru că este foarte scumpă, iar... O să o ai. O să o avem, o să o aducem chiar Kobe, dacă nu mă înșel. Oaie... Vită, miel, oaie... Miel, da, miel, miel, bravo. Miel. Oaie, oaie, mielul miel. Miel mai mult pentru că mielul are un alt tip de gust. Mai fraged. Mult mai fraged, conține mai puțin colesterol și așa mai departe. Încercăm pe lângă carnea pe care o aduci să fie și foarte sănătoasă. Avem supă de vită tai, avem supă de iarnă de porc, o reinterpretare a rețetei bunicii, ciorbă de porc. Aia zic, da, că m-a luat cu supă de ciorbă de iarnă de... Cum era? Supă de iarnă de porc? Da. Supă de iarnă de porc. Da, pentru că numai iarna se poate mânca. Dar vara de ce? Nu mâncăm ciorbă? Mâncăm, dar este destul de gras. Are și bacon, are și ciolan afumat, are și crud și atunci automat este o nebună. Fasolea cu ciolan nu faci? Fasolea cu ciolan o facem doar de 1 decembrie. Sau
ciolan pe varză călită. Avem rața pe varză călită. Rața. Deci folosim și rață. Uite așa, am scos porumbelul din gură despre rață, ca da, să zic. Mai sunt domnișoare care vin și nu mănâncă neapărat vită sau porc și atunci automat trebuie să le... Rupă rață. Da, da, da. Clar. Rață, pui, porc. A, merge și pui. Da, avem coclet. Cocletul cu cocoșelul franțuzesc. Tot pentru femeie se făcut și pentru copii. Bun. Și burgerul. Că mi-a vândut Cristi, mi-a scos minunea din guriță și mi-a spus cum că ai o rețetă aparte pentru ceea ce înseamnă burgerul pe care putem să-l păpăm aici la Steak Up. Este o rețetă făcută strict pentru dorobanți. Este o rețetă un pic mai exclusivistă. Din pui foiță, da, orice dracu îi pui. Nu, folosim carne de foarte bună calitate pentru chifteaua de burger. Avem undeva la... Vită românească sau vită... Vită amestecată românească cu Black Angus, cu Argentina. Sunt eu mai multă nebunie. Cred că pui vită argentiniană la burger? Ba da, există carne de lucru și... Au început să scadă prețurile cât de cât la noi și atunci ne putem permite să folosim și să avem calitatea ei. Înțeles că și în România se face o vită... La Sibiu. La Sibiu se face, dar încă nu au ajuns acolo. Încă... Cred că nu masează cum trebuie. Nu că dă berea de calitate. Ce vă să-i dea ciuc? Da. E vorba aia pe toate drumurile. Mai bine Azuga era cea mai bună. Sănătoasă. E mai sănătoasă. Ok. Multă baftă în tot ce aveți de făcut. Sunteți la un început de drum. Nu te speria când vin ăștia isterii și dau cu că mai au meltenisme din astea. În zona ai pe aici să practică. Da, au început să rărească și meltenii cu pricina. Și ceea ce mă bucură, multă baftă și nu le face caz, doar servește-i să bucure de ceea ce bagă în guriță și or să vadă că au de-a face cu specialiști, așa cum sunteți voi, întreaga echipă de aici, de la Steak Up. Mulțumim mult! Multă baftă și mi-a plăcut tot ceea ce ai făcut. Vă mulțumesc mult pentru apreciere. Și eu mersi mult. Bun, Steak Up, așadar, loc frumos, unic, ca idee de amenajare a unui spațiu mort, o lungă perioadă, sau mă rog, era plin de tarabe, ca la piață, piața Doromanții. Iată-o reinventată, iată-o readusă în actualitate și asta datorită unor oameni cu idei bune, așa cum este Gabi, Cristi, ei ca și proprietari, Cristi ca și manager sau Mihai ca și șef bucătar. Astfel de spații să se tot facă în toată România și vino să ne meargă. Gata, punem punct prezentării de aici, din piața Dorobanți, de la Fițe. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim.